Avem 12 pachete pentru o primă parte a acestui episod, vineri seara. Asta am reușit să fac, din păcate, ca și content din vizionare al pachetelor, nu au băgat nimic. Sper în continuare la player picuri, dar până atunci avem aceste pecuri și dacă luăm un walkout din ele ar fi senzațional, iar la ăla cu 83 ori 10 jucători, 83 plus, ar fi ca o să luăm măcar 2 walkout-uri. Am deja așteptări prea mari, sincer, la aceste pecuri și de la acest promo, care nu e rău. Chiar niște carduri interesante și la obiective și la SBC și cardurile în sine de care sunt în pachete. Și deja am super aglomerat transfer marketul, așteptam un pachet sau nu trebuie să deschid acum, asta e, aștept să bage ceva upgrade-uri. V-am zis că nu trebuie să deschid acum, era clar că nu dă nimic. Hai mă frate, uitați-vă hal de pachet, am iar lag, nu-mi place PC-ul meu, abia aștept să mă pun pe PS5 că nu mai suport. Tour al Gold Players, pachet pe care am fost obligat să-l fac ca să primesc un mega back, trebuie să faci 4 SBC-uri zilnice, sper că ultimul să nu fie foarte greu, să-și bată joc de noi, avem Borz măcar, nu mă așteptam. CM Joao Moutinho, să încerc să vorbesc cât de puțin pot pentru că mă doare gâtul de la răceală. Asta e. Prime Electrum. Hai mă, un Borz în continuare ar fi bine din acest pachet slăbuț. Nu știu câte sunt tradable, câte sunt untradable. Din nou Borz, așa da. Nu-mi vine în minte cine ar putea fi un Titi. Ok. La FPA 19 parcă avea un card decent după Slabrău, ca și în realitate. 2 de 83, bine. Rar mixe, de asta cred că e untradable de la nu știu ce SBC. Mai avem Merky Matchups pe aici, cam ce se putea face am făcut. Asta e, atât s-a putut dacă mi-am păstrat reward-urile, dar nu regret. Pentru că trebuia să produc content. Nu mai postasem de o săptămână. Rar mixe, deci era tradable, înseamnă că era de la Merky Matchups și asta e de la SBC-ul pe care le știu eu. De evident că ăsta e walkout, adică cum să nu la întrebări să-ți dea walkout. Ok? Haide frate, cum era să fie Ronaldo, că doar ce luasem pe al meu. Easy profit 1 milion dacă era Ronaldo, asta e. E bun și Bernardo pentru SBC-urile viitoare pe care o să le fac. Ce să mai, hai și în spate. V-am zis că ăsta e untradable. 83-urile vreau, că nu mă aștept să dea ceva din ele, mai ales că abia am luat walkout, cum era back-to-back. E clar minim board, hai să vedem ce overall. Portughez, băi, e un semn, e al treilea portughez, dar asta e untradable de aplicate, cred că o să plâng. Oh. Mersi pentru nimic. Cum se zice? Du-te acasă. Boards, superb. Cum era să fie walkout? Matip, măcar pe ăsta știu că nu l-am. Cred că e și scump, bine că nu mai trebuie să-l cumpăr eu dacă aș avea nevoie de el. Nu cred că e atâta. E doar 10.000, ok, 9.000. Ultimele 4 pachete am luat deja walkout, deci aproape-s mulțumit. Am luat un walkout destul de mare în overall. Borz, bun. Sper că e 3-roll pachetul. Italia, CBA, e 83-a Cerpi, corect. Sau Romanoli, mai putea să fie. Ce urât. Da, e 3-rebel 283, băiatul ăsta mi-a tot picat. Deci eram sigur că e am 3-rebel data asta. Rar Electro. Pachetul din care am luat-o Icon. Cred că tot timpul o să zic și deja e enervant, dar nu mă pot abține. Am mereu așteptări la acest pachet. Și în seara asta cam dezamăgit. Mexic, rămâ, Corona, a câta oală, mai ales că-s răcit. Cum ar fi să mă testez să aflu că și am? Să sperăm că nu. N-ar fi prea plăcut. Artean Bau, că a venit și români în seara asta. Megapack. Pachetul ăsta e untradable, că l-am de mult, este de la Season, de la fostul Season. Și evident că orice alt pachet nu dă nimic de la season. A, e tradable. Înseamnă că e de la market matchups. Da, mă, da, ce prost încă de la season l-am deschis joi. Ar fi frumos un Fut Birthday sau un Walkout de aici. Am zis că m-aș vrea minim 2, dar nu știu ce să zic. E posibil să iau numai 83 la norocul meu din ultimul timp. Ok, Walkout. Ok, Fut Birthday cred că este. Cred că este Fut Birthday. Spaniol. CB. Hermoso. Bun. Bun, cred că e bun. Nu cred că pot să-l joc, dar am luat Fut Birthday cum am vrut. Ce să mai... Așa da. Nu știu dacă e printre cei mai slabi. Nu-mi pasă. Am vrut Fut Birthday, mi-a dat Fut Birthday. Nu-mi pasă dacă mai e ceva în spate. Dacă mai e vreun knockout, dacă sunt toți 83. Nu îmi pasă. Am luat ce am vrut. Chiar dacă intră sau nu în echipă, eu chiar sunt mulțumit cu el. 2.85, 3.84, bun, n-a fost rău, putea fi numai 83. Oricum prețul e orientativ acum, că e clar că o să fie sub 300.000. Fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't want to die. Can we stop this gravity? 'Cause I want to say goodbye. La final de episod mai am aceste pack-uri. Probabil nu o să pun aceste 75 plus și alea tur, argol, player pack dacă n-arată nimic, dar am zis să-mi fac outro, să mai deschid niște pachete cu vocea mea. De joi cred că revin cu facecam, aproape mi-a trecut răceala, ceea ce e un semn bun. Și nu am avut simptome de COVID, iar un semn bun. O borz din așa ceva, nu cred. Îmi trebuie pentru Vidal. Zakaria 83 nu mă ajută. Dar totuși e borț. Rar Electrum. Mega pack-ul e untradable. Vreau să mă anunțați dacă voi ați primit pachetul cadou pentru Fut Birthday la eSports. Eu încă nu l-am primit. Zice acolo că până pe 9 aprilie, deci hai să mai aștept. Poate mai fac niște zile și iau ultimate pack, cine știe. Probabil de asta nu mi-l dau pentru că sunt la limită pentru ultimate pack și dacă intru zilnic, poate să mi-l dea. Hai mă, mega pack. Nu a fost să fie cu Walkout, oricum a fost un episod ok. Joi o să vină și primei cu un pack-ul de la Swap. Sper să am timp să termin obiectivele, pentru că toate 9 pe care trebuie să le fac o să fie derby. Mă rog, atâta a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut ultimul episod din luna martie. O lună prosperă, de ce nu, pe FIFA pentru mine. Și nu uitați să apăsați un de like, abonați-vă că sunteți noi, ar fi indicat. Dați și voi un share dacă vreți să dați share la prieteni, dacă credeți că le-ar plăcea contentul meu. Puteți să le arătați acest canal. O să pregătesc surprize, dar cred că în vară. Vă tot zic de asta, dar încă n-am făcut nimic concret. Dar mai bine așteptarea să fie mai mare ca să iasă și un content mai bun, nu? Ideea e că nici n-am foarte mult timp acum, trebuie să mă înțelegeți. Vreau să termin cu facultatea asta ca să pot să mă dedic cât mai mult YouTube-ului. Nu uitați de neba în descriere, accesați ce link vreți voi dacă facem un joc cu ochiul. Folosiți codul HALUC pentru 3% reducere la ce ați vrea voi să cumpărați de pe site. Dacă vreți carduri personalizate, postere sau să faceți cadou unui prieten un card amuzant care, să zicem că prietenul vostru nu e cu FIFA, flashcard.ro e locul ideal, HALUC 10 pentru 10% reducere la orice comandă. Acestea fiind zise, sper că sunteți sănătoși. Și cred că sunteți în vacanță, așa că să-mi spuneți la ce oră ați vrea să postez, pentru că să știți voi că apare un episod la ora respectivă marțea și vinerea, ca să verificați canalul în caz că nu primiți notificare. Chiar sunt curios la ce oră ați putea să vă uitați la episod, ca să postez. Până data viitoare, aveți grijă de voi, eu am fost HALUC, la revedere!